Bună ziua, dragii mei, sunt Virgil și în episodul de astăzi vom discuta despre proprietățile fizico-chimice și organoleptice ale amidonului. Amidonul este de culoare albă, fără miros și gust străin. În cazul unei depozitări defectuoase, al unui proces tehnologic necorespunzător sau al unui procent de apă prea ridicat, amidonul își modifică mirosul și gustul. Amidonul din cartofi și cel din porumb se împarte după proprietățile fizico-chimice în două calități, calitatea extra și calitatea întâi, iar amidonul din grâu are o singură calitate. Din cauza materiei prime care a fost insuficient curățată sau a procesului tehnologic a apei folosite a ambalării și alți factori, în amidon se găsesc puncte negre. Stasul 1 urmează ca titatea de puncte negre din amidon și anume, pentru amidonul din cartof și porumb, calitatea extra maxim 3 puncte pe 1 cm pătrat. Pentru calitatea 1, 10 puncte pe 1 cm pătrat, pentru amidon din grup 4 puncte negre pe 1 cm pătrat. Umiditatea amidonului din cartofi poate să ajungă până la 20%, celui din porumb calitatea extra 13, calitatea întâi 15, iar amidonul din grâu 14%. Menținerea calității amidonului în timpul păstrării depinde de gradul de umiditate. Amidonul are o aciditate provenită din materie primă, care în timpul păstrării poate să crească datorită mai multor cauze, în special a acțiunii microorganismelor, lucru care duce la scăderea calității. Din acest motiv, aciditatea limitează de către STAS astfel. Amidonul de cartofi 1,83 grade de aciditate în milimetri de soluție, NaOH 0,1% de grame de amidon, amidonul din porumb 2,3 grade, cel din grâu 2,5 grade de aciditate. În amidon se găsește o cantitate de substanțe minerale, cenușe provenite din materie primă sau din cauze diferitelor impurități. Procentul de cenușe este limitat de stas la 0,35-0,60 maxim pentru amidonul din cartofi, 0,20-0,50 maxim pentru cel din porumb și 0,4% cel din grâu. O cantitate de cenușe mai mare decât cea menționată determină trecerea produsului respectiv la o calitate inferioară. Amidonul folosit în alimentație nu trebuie să scrâșnească între dinți. Acesta denotă prezența nisipului. Conținutul prea mare de substanțe proteice și în special conținutul în grăsimi provoacă alterarea amidonului. De aceea, stasul limitează cantitatea de substanțe proteice la 0,051 maxim pentru amidonul din cartofi, 0,71 pentru cel de porumb și 1,1,5 pentru cel de grâu. Cantitatea de grăsimi estimate limitată la 0,04-0,08 maxim pentru amidonul din cartofi, 0,304 pentru amidonul din porumb și 0,3 pentru amidonul din grâu. În comerț se livrează și amidon din grâu granulat, ambalat în cutii de carton săculețe de polietilenă de 250-500 de grame pentru uzul casnic. Amidonul se ambalează în saci de hârtie de 25-50, amidon de grâu pudră se poate ambala și în pachete de hârtie la 100 și 250 de grame, care la rândul lor se ambalează în lăzi de lemn de 30 de kg. Păstrarea amidonului trebuie să se facă în magazii uscate, dezinfectate, aerisite, prevăzute cu grătare de lemn. Sacii vor fi așezați pe grătare în stive de cel mult 10 saci. Temperatura depozitului poate fi între 10-15, iar umiditatea relativă aerului 70. Transportul amidonului se face cu vehicule acoperite, curate, dezinfectate, uscate și fără miros străin. Cu stimă și respect față de persoanele care urmăresc videoclipurile, vă salut și vă doresc o zi cât mai frumoasă. Ne vedem data viitoare la un nou videoclip. Yes, nu uitați să dați like, dislike și dacă v-a plăcut un pic mai mult, dragii mei, abonați-vă!